Salutare tuturor și bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod de Forza Horizon 4. Și uitați dacă mai vreți episoade cu Forza, uitați să apăsați butonul de like. Astăzi am nou Ferrari adăugat, Ferrari F40 Competition. Da, l-am luat și pe ăsta, a fost și ăsta 10 milioane de credite. Am cheltuit 20 de milioane de credite pe două mașini. Da. Și haideți să mergem la... Ia să mai țin puțin pe auto ăsta, că e netunată. Să vedem și asta... Mamă, cum mor, îmi place. Haideți să mergem până la festival. Și uitați dacă mai aveți episod de like, subscribe. De Forza și când iau mașini și dau 10 milioane pe ele. Să le tunez și zvai de stau lor. Cum a fost Bugatti-ul de data trecută. Foarte frumos, dar foarte prost. Așa, să mergem la... Să facem upgrade-uri. Nu merită să schimb motorul. Tracțiune, da. Merită. Îmi place cum arată. Nu vreau mai ridicată. Văd că asta are... Și las... Lasă în jantele originale. Distanțiere. Nu știu dacă schimbam motorul, mă ajuta cu ceva. Nu, cu nimic. Da. E cam slabă față de Divo, da. Acum hai să vedem. Mergem să vară și la Action House cât e. Avem un Ferrari. Hai că văd eu dacă e ceva. Later. Așa, Ferrari. Dar nu va Ferrari-ul. Uite-l sus. F40 Competition. Da, nu e 10 milioane, cred. E de credite? 165 de mii de credite? Da? Aproape 1 milion de credite, ok. Am greșit, mi se părea. Am crezut că am dat pe Bugatti, da. În fine, 1 milion de credite. Ce bine sună. Am avut impresia că nu dau 10 mai crede. Cred. Îmi place cum sună. Sună foarte bine mașina asta. Și să mergem spre autostrada, vreau să... Da. Mașini de 1 milion. Ce Ferrari am eu de 1 milion de credite? Să văd dacă merită să... Vreau să fac o comparație și dacă am făcut data trecută între Divo și Chiron. Evolution e doar 250.000 de credite. Bă, dacă Evolution e 250.000 de credite și e mai ieftină. Teoretic, aici zic. Cred că cu Evolution nu facem, dar... Toată lumea știe că e cea mai rapidă din joc. În fine. 3, 2, 1 și...
uite bă și pe ăștia. Mă întrec toți, pot să pun pariu. Nu cred că are 7 trepte. Nu. Hai că nu vine la cu Chevy, fratele meu, așa de rapid. Eu voi lua curba, el nu va lua. Why are you running? Why are you running? Am mai blocat la 370. Eu nu voi încetini. It was at this moment that he knew. He fucked up. Vedeți ce v-am zis? Eu n-am încetinit. Per total mașina asta, momentan, mi se pare foarte ok față de altele, la banii ăștia. Sau și Evolution-ul, că mă cam enervează ăla cu mașina lui. Și așa știu că e bapă tăzi, da? Și pe asta o bat, dar... Mă cam enervă ăla, că se dete tare. Și vreau să-l cam bat puțin. Singura parte proastă la asta e că nu-i stabilă, John-ule. Bine. Ce faci, băi, John-ule? Îți! Vedeți? I-am pierdut imediat controlul. Hai, și-o mai registrează. Îi dai a doua frumos. Vezi că de lungă a doua? E foarte lungă. Și restul scurtă. A, prinde 300 și asta prinde 400. Am intrat cu ea în pământ, ești nebun. Bă, și asta e stabilă, dar aia o lipești de... e lipită. Mine asta a intrat în pământ acolo, mă, așa, dar... i-am pierdut controlul. Îmi dai și mie un leu. Bună, John-ule. Ce faci, John-ule? Ce să luăm pe-a noastră? Că nu ne luăm la întrecere cu toți ăștia. F40 competition. Așa, îmi place. Îmi plac farurile, îmi place botul. Curul, dar chiar din ce ani, că nici m-am uitat. Din 89. Nice. Aole, cam moart întreaptă-ntă ei. Dar sună bestial, dați-mi voie că sunt. Fuck! Mergem și noi pe drum normal, nu de altceva, dar... parcă n-aș vrea să stau să trag de-am. Nu pot să zic, față de alte mașini cu care m-am jucat eu, merită. Gen cum să ține, așa, la viteză nu prea e cine știe e cine. Dar la banii care îi dai pe aia față de un 599XX, ăla simplu, care 1.000.000 de credite, ăla nu merită să-l iei. Mai bine ții pastă. Și frânele-s bune. Per total, mașina asta îmi place foarte mult. Până acum, mai vreau să mai merg puțin cu ea. Și o să-i dăm verdictul.
Hai să mai mergem și din first third person. First person. Sună bestial mașina asta. Hai că n-am făcut o bucăți dacă e ziua. Hai să tragem. Eu zic cum face evacuarea. Hai să nu accelerăm mult. Cu asta poți faci drifturi lejer. Dacă știi să faci drifturi. Foarte ok pentru gifturi. Da. Cam atât a fost episodul ăsta de azi. Per total, mașina e foarte bună față de altele. Am văzut și mai proaste la 1.000.000 de credite. Mult mai proaste. Nici de 1.000.000 de credite, 900.000. Ok? Eu mai faci tuning cu care 100.000, 1.000.000 de credit, ok? Total. Față de altele poți faci drifturi, e stabilă. Nu e viteză umană, da? Dacă vrei stabilitate, vrei să faci drifturi și să ai stabilitate în momentul ăla, adică să o ții. Uite pe stradă. Vedeți? Imediat asta am redresat-o. Pot să fac drifturi dacă vreau. Trag cu frâna în mână. Și o redresez bine, că nu prea știu să fac drifturi nicio costă, dar înțeles ce vreau să zic. Per total, mașina asta merită. 1.000.000 de credite merită. Merită, deci chiar e super. Da, și la cum sună și la tot. Da, cam atât a fost episodul ăsta de azi, dacă v-a plăcut. Like, subscribe și noi, desigur, ne reauzim data viitoare. Pa, pa!